spre mustra de gleț sau uscat. Îl vom aplica pe cel de-al doilea pentru finisaje fine. Însă, înainte, haideți să facem o vizită în atelierul doctorului Șapcă, pentru că ne-a pregătit un experiment interesant. Salut, sunt doctor Șapcă și transmit din atelierul Misiunea Casa, unde supunem produsele unor teste pentru a vedea cât de calitative sunt. Cred că ați sesizat cât de mult a insistat Adrian ca gletul de umplere și nivelare să se prepare mecanic. Oare de ce? Nu știți. Haideți să vă explic. Am două găleți cu apă rece și curată. Voi pune o cantitate corespunzătoare de glet și îl voi prepara în două feluri. Mecanic, cu un rotator cu paleți și manual, cu o mistrie. Gletul este gata preparat. Haideți să-l testăm. Îl voi aplica pe două zone diferite. După cum vedeți, gletul preparat mecanic are o masă omogenă și se finisează foarte ușor. Cel preparat manual are copuloașe și se lucrează foarte greu. Vă doresc spor la treabă!